Știi ce produc traumele mici și repetate în tine de-a lungul timpului? Îți distrug încrederea în tine, plecând de la ideea că, sigur, sunt eu greșit cumva, sigur nu sunt suficient de bun sau nu merit să fiu iubit, dacă nu primesc ceea ce am nevoie ca și copil. Experimentezi sentimentul de neputință și lipsă de control asupra propriei vieți, ajungând să ai convingerea că ai nevoie de cineva din exteriorul tău care să te sprijine ca lucrurile să iau o direcție pozitivă în viața ta, deoarece tu nu ai suficientă putere ca să-ți influențezi singur viața, să-ți iei propriile decizii și să faci tu ceva pentru tine, devenind astfel paralizat în acțiunile pe care ar fi sănătos să le faci pentru tine, totuși continuând să faci foarte multe pentru cei din jur. De aici apar și relațiile dificile cu cei din jur, pentru că îți pierzi încrederea în oameni și funcționezi tot timpul din frica de respingere sau abandon sau frica de a nu fi umilit. Ajungi astfel să te izolezi social, pierzând astfel posibilitatea de a primi susținerea în procesul de vindecare a acestor traume. Toate aceste aspecte sunt bine asezonate cu o autocritică excesivă, distrugându-ți astfel și bruma de demnitate pe care o mai aveai, întrucât intri în acest cerc vicios în care te auto-învinovățești continuu pentru tot și toate. Viața actuală a devenit un calvar doar pentru că ai refuzat să te confrunți cu acele traumele copilăriei. Dacă dorești să ieși din acest cerc vicios, scrie-mi în privat. Sunt Elena Paula Șibei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.